Slăvi să fie numele Domnului. Amin. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Tare mă bucur ca să vă pot vedea și tare mă bucur ca și dumneavoastră să mă puteți vedea. Amin. Pentru că trăim într-o vreme în care, chiar dacă vrei tu să vezi pe cineva, poți să ai surpriza ca să nu vrea toți să te vadă. Dar la dumneavoastră este altfel. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Pentru cei care aveți Sfânta Scriptură, aș vrea ca să vă deschideți în Evanghelia după Marcu, în capitolul 4, de unde vom începe să citim începând cu versetul 26. Marcu, Evanghelia după Marcu, în capitolul 4, începând cu versetul 26. Haideți să onorăm citirea Evangheliei ridicându-ne în picioare. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește prin două pilde, de la versetul 26 până la versetul 34. El a mai zis, cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Și când este copt rodul, pune îndată secera în ea, pentru că a venit secerișul. El a mai zis, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă o vom înfățișa? Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari. Așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Iisus le vorbea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frați și surori, cred că unul din subiectele asupra căruia Domnul Iisus Hristos a insistat foarte mult a fost subiectul acesta a împărăției lui Dumnezeu. De fapt, singurul subiect pe care l-a abordat Domnul Iisus Hristos a fost împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu a fost atât de importantă pentru Domnul Iisus Hristos, încât și după învierea Lui, arătându-se ucenicilor, și găsim scris lucrul acesta în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 1, versetul 3. După patima lui, li s-a arătat ucenicilor timp de 40 de zile și le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Evident că ucenicii poate că ar fi vrut să îl abordeze pe Domnul cu privire la subiecte interesante, mai ales pentru cineva care venea din mormânt. Oare te-ai întâlnit acolo cu cutare și cutare? Oare cum e acolo? E temperatură? Vezi, ce știu eu, un cornoraț la cazanul cu soală? Cum e sub pământ? Cum e în locuința morților? Ar fi vrut să întrebe lucrul acesta, dar Domnul îi abordează și le vorbește tot despre împărăția cerurilor. 3 ani și jumătate Domnul predică despre împărăția cerurilor. 40 de zile după învierea Lui, vorbește tot despre împărăția cerurilor. Și eu cred că împărăția cerurilor este un subiect foarte mediatizat sau despre care se vorbește mult într-o vreme ca aceasta. Numai că de multe ori facem nedreptate lui Dumnezeu prezentând o împărăție așa cum ne place nouă. De aceea este important și de la începutul anului m-am simțit călăuzit de Duhul Sfânt să trec prin toate, în biserica în care slujesc, să trec prin toate pildele pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și să prezentăm împărăția lui Dumnezeu așa cum a văzut-o Domnul Iisus Hristos, nu așa cum ne place nouă să o vedem, nu așa cum ne convine nouă. În Evanghelia după Matei, în capitolul 13, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește prin gura Domnului Iisus Hristos și spune în felul următor, Matei 13:52. De aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi.
Cei mai mulți dintre dumneavoastră ați auzit nenumărate predici din pildele Domnului Iisus Hristos. Am intitulat studiul acesta biblic pe care îl facem noi în biserica din Cătămărăști, Ferestre către Cer. Fereastra dă posibilitatea să vezi ce este dincolo de zid. Fereastra în ea însăși nu are lumină. Dacă afară este întuneric și înăuntru este întuneric, prin fereastră se vede întuneric. Fereastra este însă o cale prin care poți ca să vezi ce este în exterior sau să vezi ce este în interior. Și cel mai important lucru pentru noi în vremea în care trăim, am găsit că este ca să prezentăm oamenilor împărăția lui Dumnezeu așa cum a prezentat-o Domnul Iisus Hristos. Pentru că, după cum lumina aceasta de afară normală este alcătuită din 7 culori diferite, dumneavoastră ați învățat asta la școală. Și acrostihul luminii naturale este ROGVAIV. Cine știe lucrul acesta? Ridicați mâna sus, ROGVAIV. Inițialele de la cele 7 culori care formează lumina normală, cea mai sănătoasă pentru ochii noștri. Roșu, oranj, galben, albastru, verde, indigo, violet, toate astea. Ceea ce vedem noi aici, luminile de la lampa aceasta, nu este lumină albă sau normală. Este o lumină în care îi accentuată culoarea violet și indigo. Ceea ce vedeți dumneavoastră pe pietonal sau pe bulevard, lumini roșii, nu este lumină normală, naturală. Este o lumină în care una din culori este accentuată. Spuneam la un moment dat că facem nedreptate lui Dumnezeu pentru că mergem și propovăduim o evanghelie a noastră și prezentăm oamenilor o împărăție după mintea noastră. Și producem confuzie în mintea oamenilor pentru că ei pe drept se întreabă. Vreau ca să mă întorc la Dumnezeu. La care Dumnezeu? Pentru că am ajuns să îmbrăcăm evanghelia și să o colorăm așa cum ne asortează nouă. Și să prezentăm o evanghelie după încredințarea noastră. Astfel, bisericile istorice din țara noastră prezintă o împărăție a lui Dumnezeu în care vor ajunge numai catolicii, ortodoxii și cam atât. Pentecostalii predică și prezintă o evanghelie și o împărăție a lui Dumnezeu în care vor ajunge numai cei care, ce știu eu, sunt umplini de Duhul Sfânt și vorbesc în alte limbi. Baptiștii predică o împărăție a lui Dumnezeu unde toți stăm numai cu Biblia în mână și studiem cuvântul. Ori lucrul acesta produce confuzie în mintea oamenilor. De aceea, cred că e important pentru noi, în vremea în care trăim astăzi, este ca să mergem la oameni cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Și să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru asta întâi trebuie să învățăm noi ce trebuie despre împărăția lui Dumnezeu. Numai atunci vom putea să prezentăm oamenilor o împărăție ca să fie atractivă pentru ei. Și am împărțit cele 40 de pilde pe care le-am găsit în 7 grupuri, fiecare prezentând un aspect deosebit despre împărăția lui Dumnezeu. La fel cum am făcut paralela aceasta, după cum lumina naturală are 7 culori în ea, am putut ca să grupez cele 40 de pilde în 7 lecțiuni, 7 aspecte deosebite. Vorbim astfel în biserica noastră despre intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Vorbim despre dragostea pentru Dumnezeu și iubirea pentru oameni. Vorbim despre pildele legalismului, despre pildele mândriei spirituale. Vorbim despre rugăciune și veghere. Vorbim despre aspecte pe care de multe ori le prezentăm oamenilor distorsionat. Și vrem ca să facem dreptate lui Dumnezeu. În seara aceasta m-am simțit îndemnat ca să vin la dumneavoastră și să vorbesc din câteva pilde pe marginea acestui subiect interesant. Prețul pe care trebuie să-l plătim în împărăția lui Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu. Și spun asta pentru că de multe ori în mintea noastră în urma predicării și în urma ceea ce am auzit de la alții, am ajuns să credem că împărăția lui Dumnezeu este ieftină. Atât de ieftină încât eu nu trebuie să fac nimic pentru împărăția lui Dumnezeu. Eu nu trebuie să plătesc nimic, nu trebuie să sacrific nimic ca să intru în împărăția lui Dumnezeu în primul rând și apoi ca să rămân în împărăția lui Dumnezeu. Și pentru început am luat aceste două pilde, pilda cu sămânța și pilda grăuntelui de muștar și vom mai avea încă 4 pilde prin care vom merge succint și așa ca să vedem în împărăția lui Dumnezeu.
Și știm principiul acesta că judecata lui Dumnezeu va începe, de unde va începe? Din casa Domnului. De aceea, în primul rând, din primele pilde pe care le-am citit, vom vedea care este prețul pe care trebuie să-l plătească slujitorii care sunt ai Domnului. Apoi, alte două pilde, vom vedea prețul pe care trebuie să-l plătească toți cei ce sunt născuți din nou și sunt în împărăția lui Dumnezeu. Și pe urmă, în alte două pilde, vom vedea prețul pe care trebuie să-l plătească oricine care vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iar în împărăția lui Dumnezeu nu se intră după ce mori, ci în împărăția lui Dumnezeu intri, devii cetățean al împărăției lui Dumnezeu pe când ești încă viu pe pământul acesta. Ai căpătat cetățenie și până când se va face mutarea mea dincolo în împărăția lui Dumnezeu, trăiesc într-o țară străină, dar sunt un cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin? Haideți să vedem întâi prețul pe care trebuie să-l plătească slujitorii. Vreau ca să fac câteva considerații introductive și să vă spun, nici unul din prețurile acestea nu sunt ușor de plătit. Cel care vă vorbește în seara aceasta a găsit foarte greu să plătească prețul acesta și încă se luptă ca să plătească prețul acesta. Pentru că atâta timp cât avem în noi carnea aceasta, care este firească, avem în noi firea pământească, de care nu scăpăm decât când suntem transformați și ajungem ca Iisus Hristos. Până atunci suntem ispitiți în toate felurile. Prima pildă este pilda cu sămânța și cuvântul ne spune în felul următor. Cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când un om aruncă sămânța și fie că el stă treaz ziua sau doarme noaptea, sămânța crește. Pământul rodește fără să știe el cum. Și după ce sămânța aceea și pământul rodește, începe să apară spicul, apare procesul de maturizare, întâi un fir verde, apoi o plantă puțin mai înaltă, spic, după aceea grâu de plin în spic și pe urmă roadă strânsă în hambare. Aici putem vedea care este așteptarea lui Dumnezeu de la noi, cei care suntem în împărăția lui Dumnezeu. Nu putem ca să venim ani de zile să spunem că suntem creștini și să cunoaștem la fel cum cunoșteam cu 40 de ani în urmă. Să avem aceleași obiceiuri pe care le aveam când ne-am întâlnit cu Domnul. Și să spunem, asta este, se dă o luptă în mine, dar am văzut un tricou la un moment dat la un american, scria pe spatele lui, Dumnezeu încă mai lucrează în mine. El ajunge cu părul alb sau cu părul lipsă și Dumnezeu încă lucrează în el și își justifică starea și păcatul lui prin faptul că Dumnezeu încă n-a terminat lucrarea în el, de multe ori dând vina pe Dumnezeu. Dar prețul pe care trebuie să-l plătim noi slujitorii în împărăția lui Dumnezeu, aspectul pe care vreau ca să vi-l aduc în atenția dumneavoastră, mai ales a celor care sunteți slujitori la un nivel oarecare de slujire, indiferent, într-o slujire publică, orică ești la făcut curățenia în biserică, este o slujire, Dumnezeu să te binecuvinteze, descui biserica, dai drumul la încălzire, te ocupi de închinare, ce știu, indiferent care ți este poziția, ești un slujitor al lui Dumnezeu. Prețul este următorul, să cedezi controlul lucrării tale și să-L lași pe Dumnezeu să fie stăpânul. Și spun aceasta ca unul care știu foarte bine cât de greu este să plătești prețul acesta. Știu cât de mult vreau un slujitor ca să controleze lucrarea. Știu cât de mult vreau un slujitor ca să vadă el cu ochii lui cum crește firul acela verde. Să vadă el cum se formează spicul, să vadă el să fie cel care să pună secera și să adune roada în hambar. Ori când faci lucrul acesta, nu ajungi nicăieri decât te istovești singur. Ești un om care n-ai liniște noaptea, ești un om care îți pui în pericol și îți asumi riscuri pentru familia ta. Și vreau ca să le spun tuturor slujitorilor care sunteți aici, nici unuia dintre noi, absolut nici unuia dintre noi, Domnul Iisus Hristos nu ne cere să ne dăm viața pentru biserică. Credeți lucrul acesta sau nu-l credeți? Pentru biserică unul singur și-a dat viața și suficient. Amin. Și-a dat viața Domnului Iisus Hristos și nu mai avem nimic de completat la aceasta. Dar trebuie să lucrăm, să ne ostenim, dar pentru biserică niciunul nu trebuie să ne dă viața. Nici Domnul Iisus Hristos nu cere cuiva ca să-și dea viața pentru biserică. Putem ajunge în situații să ne dăm viața
pentru Iisus Hristos, dar asta e cu totul altă problemă, cu totul altă situație. Ori prețul pe care trebuie să-l plătească slujitorul aici este ca să își dăruiască lucrarea pe care a primit-o de la Domnul și să o pună în mâna Domnului, a stăpânului. Pământul rodește singur. Nu trebuie să te îngrijorezi. Îmi fac și eu planuri, la fel cum am auzit că vă faceți dumneavoastră planuri în Biserica Limanuri Bune. Strategii, viziune, încerc să fac proiecte până când am învățat că mai important este să faci lucruri mai puține atunci când le primești de la Domnul și Domnul îți spune, fă-l acum. Altfel, frați și surori și dragii mei slujitori, lucrători împreună cu mine, ne istovim și n-ajungem nicăieri, pentru că pământul rodește singur și sămânța are în ea însăși viață, iar stăpânul este cel care face să crească. Amin. Domnul să ne ajute să înțelegem aceasta. Dar atât de greu e de plătit prețul acesta și știți de ce? Pentru că trebuie să renunțăm la planurile noastre. Și se întâmplă o schimbare, o mutație în gândirea unui slujitor care ajunge să fie ori un presbiter, ori un diacon, ori un păstor, indiferent, se produce o mutație, începe să creadă că el este stăpânul lucrării, începe să creadă că fără el nu se poate, începe să creadă că el este de neînlocuit. Am auzit pe cineva care, stând de vorbă cu el, mi-a spus în felul următor, vrei să vezi cât de neînlocuit ești tu în lucrarea Domnului? Și am spus, aș vrea ca să știu că sunt de neînlocuit. Și el mi-a spus, ia o găleată plină cu apă, bagă mâna în găleată și retrage-ți pumnul din găleată. Atât ești de neînlocuit, cât loc liber rămâne după ce ți-ai scos tu mâna. Nu rămâne niciun loc liber în găleată. Pentru că imediat golul se umple. Și știi de ce? Pentru că lucrarea este a lui Dumnezeu. Amin. Iar noi ca și slujitori trebuie să înțelegem, și e greu de înțeles lucrul acesta, trebuie să înțelegem că este o vreme pentru dormit și este o vreme pentru stat treaz. Este o vreme de lucrat pentru Domnul și este o vreme când trebuie să-L slujești pe Domnul. Este o vreme când trebuie să te dedici lucrării lui Dumnezeu și o vreme când trebuie să te dedici familiei tale și a celor care sunt lângă tine. Să ne ajute Domnul ca să fim oameni înțelepți, să facem lucrarea aceasta. Amin? Nu e ușor deloc. Pentru că prețul acesta eu l-am plătit foarte, foarte greu. L-am înțeles în primul rând foarte greu. Pentru că dacă nu înțelegi că lucrarea este a lui Iisus Hristos și dacă nu înțelegi că oricum nu se poate face mai mult decât atât că ți-a îngăduit Domnul. Caz în extrema cealaltă, descrisă în pilda găluntelui de moștar, unde cuvântul lui Dumnezeu spune cum e împărăția lui Dumnezeu, o asemănăm cu un găunte de moștar, din care în mod practic poate să crească ceva care are mărimea unui zarzavat. Atât. Atât este dimensiunea plantei care iese dintr-un grăunte de moștar. Numai că se întâmplă ceva. Grăuntele de moștar este semănat și în loc să rămână la statura de zarzavat, crește și se dezvoltă într-un pom mare și are ramuri groase. Dintr-o plantă care ar trebui să fie, nu știu dacă cunoașteți zarzavatul, eu anul ăsta sunt gospodar și în domeniul acesta. Mi-am pus zarzavaturi în grădină. Cel mai mare zarzavat din grădina mea este leușteanul. Am o tufă de leuștean care e atât de înalt, nu-i mai înalt. De aici până aici am 40 de centimetri. Ăsta e cel mai înalt zarzavat. Cuvântul pe care l-am văzut eu. Am înțeles că mai sunt tufe de fasole, dar n-am ajuns încă să le am pe astea uriașe. Cuvântul ne spune, din sămânța de moștar se dezvoltă ceva care trece peste limita normală. Ajunge într-o dimensiune anormală. Ceea ce ar trebui să fie un zarzavat începe să aibă ramuri. Și în ramurile acelea își găsesc loc multe păsări. Acum, din punct de vedere exegetic sau din punct de vedere al studiului biblic cu amănuntul, unul din principii este ca să nu scoți o pildă sau un verset din context, ci să-l analizezi în contextul în care este el vorbit. Dacă mergeți numai și întoarceți o singură pagină, la începutul capitolului, în capitolul 4, este pilda semănătorului. Și Domnul ne vorbește în pilda semănătorului în versetul 4. Pe când semănătorul semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o.
Apoi, în versetul 13, în versetul 15, cuvântul spune: cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt cei în care este semănat cuvântul, dar după ce l-au auzit, vine Satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. A fost o vreme când am înțeles pilda grăuntelui de muștar în felul următor. Grăuntul de muștar este Evanghelia. Are în ea putere să crească în indiferent ce condiții. Și crește, se face mare și se dezvoltă într-un copac uriaș, la umbra ramurilor cărora au loc toate neamurile pământului. Așa am crezut pilda grăuntelui de muștar. Numai că, frați și surori, tineri, prieteni, păsările din pilda semănătorului, pe care trebuie să le interpretăm exact la fel în pilda grăuntelui de muștar, păsările nu sunt neamurile pământului sau oamenii nemântuiți, ci păsările sunt duhurile întunericului care însumate îl reprezintă pe Satana. Și atunci, care este prețul pe care îl plătim noi ca și slujitori, așa cum îl înțelegem în contextul lecției sau a studiului nostru Bibliei? Cum trebuie să pricepem? Prețul pe care trebuie să-l plătească un slujitor este acela de a se mulțumi cu dimensiunea lucrării pe care Domnul i-a încredințat-o. Și să nu înceapă să o umfle artificial, să nu își aducă el aportul omenesc, lucrarea lui să crească, să impresioneze. Pentru că dacă depășești limita, Domnul e posibil să nu crape pământul sub tine, Domnul este posibil ca să nu îți ia viața și să te trântească la fel ca pe Saul în țărâna pământului pe drumul înspre Damas, Domnul e posibil să te lase și te trezești cu tu ca și slujitor, cu o biserică de o dimensiune în care nu mai poți ca să rămâi în voia lui Dumnezeu. Iar la umbra ramurilor își găsesc loc multe păsări. Și prețul acesta este unul greu de plătit. Iarăși vorbesc ca unul dintre slujitori. Pentru că aș vrea să fiu vizibil. Sunt chemat de Domnul, că am fost chemat să slujesc pe Domnul într-un sat undeva la 35 de kilometri de Botoșani. La început cu fratele Petrică, păstorul dumneavoastră, mergeam împreună acolo. Pe urmă m-a chemat Domnul într-un sat mai aproape, în Cătămărăști deal. Aș vrea să fiu vizibil. Aș vrea ca să am o biserică mare în care să slujesc. Aș vrea predicile mele să fie auzite de mulți oameni. Aș vrea ca să călătoresc, să mă duc prin alte părți. Dar am înțeles că locul cel mai bun pentru mine și dimensiunea cea mai potrivită pentru mine este cea după designul lui Dumnezeu sau după proiectul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Și dacă crede și spune vreun slujitor că e greu, că e ușor să accepți și să plătești prețul acesta, aș vrea să mă întâlnesc cu el, să-l întreb și eu cum de reușește să-l plătească ușor. Pentru că ne place să avem și noi să lucrăm într-o grădină mai mare. Ne-ar place să avem și noi niște clădiri cu flori, ce știu eu, curgătoare, pe pereți, să fie frumos, nu? Să vină mulțimi de oameni. Și putem face lucrul acesta. Putem ca să influențăm strategic, putem veni și să spunem că sunt viziunile noastre, că este proiectul nostru, că este voia lui Dumnezeu pe care Domnul mi-a descoperit-o. Și de fapt să am doar o abilitate de a descoperi nevoile celor din jur și să ajung să fac proiectele mele punându-le pe seama lui Dumnezeu. Și singurul lucru cu care mă trezesc la urmă este ca să am o biserică plină de membri. Iar pe noi în niciun caz nu ne-a trimis Domnul ca să facem membri în lumea aceasta. Cel puțin pe mine nu m-a trimis Domnul ca să fac membri în Biserica Betania sau membri în Biserica Pentecostală. Domnul m-a trimis ca să predic Evanghelia lui Iisus Hristos și să câștig oameni pentru împărăția cerurilor. Și eu asta vreau ca să fac. Nu contează dacă am multe locuri libere în biserică sau toate sunt ocupate. Aș vrea ca toți din biserică să fie ucenicii lui Iisus Hristos. Glorie Domnului! Eu nu știu ce v-ați propus dumneavoastră. Nu știu cei din echipa de slujire ce și-au propus. Poate că v-ați propus să aveți mulți membri în biserică. Eu mi-am propus ca toți cei care sunt în biserică să fie gata să plătească prețul. Una din condițiile pe care le punem candidaților la botez, și nu vorbesc povești, puteți ca să verificați cu cei din Biserica Betania din Cătămărăști, una din condițiile candidaților la botez este următoarea: ești disponibil să fii ucenicul lui Iisus Hristos, adică să lucrezi pentru El.
Ești disponibil să plătești un preț pentru Iisus Hristos? Sau vrei să devii consumator? Să vii în biserică pentru că sunt mulți tineri? Să vii în biserică pentru că ești un grup de închinare? Să te simți tu bine? Să fii tu împlinit? Să ai tu nevoile tale acoperite? Și astfel să pleci de la biserică și să spui, mă simt satisfăcut? Ești tu gata ca să-i dai, să-i permiți lui Dumnezeu, să-i dai acces lui Dumnezeu în viața ta, în așa fel încât El să te folosească la potențialul maxim, în așa fel încât lucrarea ce ți-a fost încredințată să ajungă la dimensiunea maximă pe care Dumnezeu a pus-o pentru tine. Domnul să ne ajute să facem aceasta. Amin? Amin. Dar în loc să plătim prețul acesta și să ne mulțumim cu o biserică, Limanuri Bune, 80 de membri. Betania, 120 de membri. Frați și surori, suntem prinși în cursa aceasta a comparației și a concurenței. Se întâlnesc slujitorii unul cu altul și sunt așa pioși. Dumneavoastră poate că nu aveți de unde să știți, dar cei care știu vă pot confirma lucrul acesta. Pioși și evlavioși și numai robul Domnului în gură, în stânga și în dreapta. Robul Domnului, unde te folosește Domnul? Mă folosește Domnul încă tămărășdea. Și la câte biserici slujești? Păi slujesc la o singură biserică. Domnul să te întărească. Pe mine Domnul mă folosește prin harul lui la 7. Dar câți membri ai în biserică? Păi am și eu prin harul Domnului 120. Să știi că se poate mai mult. Domnul m-a chemat ca să slujesc 1000 și ceva. Intrăm într-o concurență și o competiție. Ajungem la un moment dat să privim cu dispreț la cei ce sunt chemați la o lucrare la fel de importantă, dar care are o altă dimensiune în ochii noștri. Însă în ochii lui Dumnezeu are aceeași valoare, slăvit să fie numele Domnului. Și am înțeles că în biserica în care Domnul m-a chemat, indiferent că sunt mulți sau puțini, trebuie să fac cât pot, cum pot mai bine, pentru slava lui Dumnezeu, nu pentru numele meu. De aceea aș vrea ca să mă lupt și dau toată silința să lupt cu compromisul. Frați și surori, pericolul cel mai mare al slujitorilor este ca să facă compromisuri. Pentru că suntem prinși în cursa aceasta să avem membri în biserică. Auzim că la alte biserici se fac botezuri în apă. Cât sunt la biserica Cutare? Sau la Cutare 50, 70, 120? Cine le mai știe? Fără număr, vorbesc unii. Botezuri cu Duhul Sfânt. Câți au fost botezați cu Duhul Sfânt? Și toți devin membri bisericii. Pentru o vreme îi vezi pe scaune în biserică și după aceea te întreb dintre ei cât sunt ucenici. Când slujitorii care sunt puși în echipa de slujire vor să întindă mâna și să ia pe câte unul să-l folosească în lucrarea Domnului, cât sunt disponibili, cât sunt gata să plătească prețul acela. Și facem compromisuri. De dragul imaginii, de dragul dimensiunii, ne bazăm și ne concentrăm pe cantitate, în loc să înțelegem că suntem chemați să facem ucenici ai lui Iisus Hristos, nici de cum membri ai Bisericii Pentecostale, sau baptiste, sau ortodoxe, sau catolice, să câștigăm oameni pentru împărăția lui Dumnezeu, ca să aducă slavă numelui lui Iisus Hristos, nu slavă numelui meu, a păstorului, sau a ce știu eu cui. Domnul să ne ajute să înțelegem aceasta. Amin? Amin. Nu este ușor. Întrebați-vă slujitorii dumneavoastră. Și poate că aveți slujitori deosebiți. Aș vrea ca să vorbesc cu ei, dacă spun că e ușor să plătească prețul ăsta, să-mi explice și mie cum de este așa de ușor și cum reușesc să-l plătească ușor. Să căutăm să facem ucenici pentru Iisus Hristos. Diferența dintre ucenici și membri se poate vedea în mod practic în viața noastră. Sfânta Scriptură este plină de multe binecuvântări pe care Domnul Iisus Hristos le promite unor oameni. Și noi credem că toți cei care sunt membri bisericii pot beneficia de binecuvântările acestea. Dar știți de ce nu întâlnim toate binecuvântările din Sfânta Scriptură în viața noastră? Știți de ce? Pentru că suntem membri bisericii. Toate promisiunile din Sfânta Scriptură sunt pentru cei care merg pe urmele lui Iisus Hristos și sunt ucenicii lui Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Știți cum vine lucrul acesta? Dacă mergi la o companie, nu știu, oricare companie, și te duci în ziua de salariu la compania respectivă și te duci la caserie. În caserie, în seif, sunt bani fără număr, cum e expresia asta, bani gârlă. Dar niciunul nu poate ajunge în buzunarul meu. Știi de ce? Nu poate ajunge în buzunarul meu pentru că nu sunt angajatul companiei.
nu sunt pe statul de plată. Sunt atât de mulți care sunt membri în biserică, dar nu sunt pe statul de plată al lui Iisus Hristos, pentru că în niciun caz nu sunt ucenicii lui Iisus Hristos. Servesc interesele lor, servesc viziunea ce știu a cărui om, nici nu interesează viziunea lui Dumnezeu, servesc planurile lor, urmăresc împlinirea dorințelor lor. Și nu-i de mirare că după ani de zile în care ești membru într-o biserică, te trezești că tu de fapt nu beneficiezi mai de niciuna de promisiunile pe care Domnul le dă ucenicilor lui. De aceea să ne dăm silința ca să devenim ucenicii lui Iisus Hristos. Amin. Și să ne mulțumim noi slujitorii, să ne mulțumim cu statutul acesta pe care Domnul ne l-a dat. M-a chemat Domnul în Cătămărăști, asta este, în Cătămărăști cine sunt eu ca să mă iau de gât cu Domnul și să-i spun eu merit o biserică mai mare. M-a chemat Domnul la Limanuri Bune, undeva ieșit din circulație, undeva într-un garaj, cine sunt eu ca să mă întreb pe Domnul eu merit o biserică mai mare într-un oraș mai mare. M-a chemat Domnul aici, îi mulțumesc că am căpătat trecere înaintea lor. Și știu că El mă va binecuvânta. Glorie Domnului! Aș vrea ca să mergem mai departe și să vedem prețul pe care trebuie să-l plătim noi cei care suntem în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nu-i gratis împărăția lui Dumnezeu și am vorbit de prețul pe care să-l plătească slujitorii. La fiecare dintre dumneavoastră trebuie să plătiți un preț, chiar dacă nu sunteți în slujirea publică. Și în Evanghelia după Luca, în capitolul 14, începând cu versetul 28, găsim scris două pilde care zugrăvesc prețul pe care trebuie să îl plătească fiecare slujitor sau fiecare ucenic din biserica lui Iisus Hristos. Este pilda turnului și pilda împăratului precaut sau împăratului care pleacă la luptă. Căci care dintre voi, începând cu versetul 28, căci care dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru că nu cumva după ce i-a pus temelia să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică, omul ăsta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă, glorie Domnului! Am găsit în cele 40 de pilde că numai 4 se termină cu zicerea aceasta, care este specifică Apocalipsii. Adică cine are urechi de auzit să audă. De aici tragem concluzia că pilda deosebită sau grupul de pilde care se încheie cu zicerea aceasta este de o importanță capitală pentru viața spirituală. Primul preț pe care trebuie să-l plătim noi este prioritatea. Să ne facem prioritatea corect. Amândouă pildele acestea au un element comun și anume, înainte de a face ceva, trebuie să stai și să te gândești bine, să-ți faci bine socotirele. Frați și surori și prieteni, atunci când auziți Evanghelia lui Iisus Hristos sau când o predicați, încercăm să îi forțăm pe oameni ca să nu mai stea mult pe gânduri, să vină așa cum sunt ei, să-și predea viața și să se înroleze în slujba Domnului Iisus Hristos, să vină la biserică și să devină membru în biserică și le spunem oamenilor de multe ori, am schimbat accentul Evangheliei. Predicăm Evanghelia care le place oamenilor să o audă și predicăm Evanghelia care ne aduce profit nouă și veți vedea care sunt câteva detalii care s-au produs, niște mutații în modul în care predicăm Evanghelia și avem de suferit dacă vrem să ne ținem de Evanghelia lui Iisus Hristos. Pentru că le spunem oamenilor în felul următor, tu trebuie să vii la Iisus Hristos și poți să vii la Iisus Hristos. Când El te cheamă, tu poți să vii așa cum ești. Ați auzit vreodată predica asta? Pe urmă spunem, păi, stai puțin, ai venit așa cum ești, dar nu mai poți să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos așa cum îți place. Ei bine, frați și surori, când vii să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, nici măcar la întâlnire cu El nu poți să vii așa cum ești.
nici măcar la întâlnire cu El. Și poți să mergi prin toată viața Domnului Iisus Hristos și vei vedea oameni care în momentul în care i-a invitat Domnul Iisus Hristos s-au pregătit pentru întâlnire. Întâlnirea primă sau accidentală este aia, n-ai ce face. Zacheu era îndut în haina de vameș, mortul din Nain era mort în sicriu și văduva era cu doliu în casă, leproșii erau leproși, s-au oprit la depărtare, dar când Domnul i-a chemat mai aproape de El, iar mai aproape de Domnul înseamnă sfințenie, înseamnă viață practică de credință, nu poți să te apropii de Domnul așa cum ești. Păi le predicăm oamenilor o Evanghelie și am face orice, numai ca să-i băgăm în biserică. Vino așa cum ești, ai pachetul de țigări în buzunar, nu contează, vină cum ești, să vezi că Domnul îți dă greață și îi lești țigările. Și aștepți greața 30 de ani și numai nu lasă țigările. Vino în biserică așa cu alcoolul în cap, vino în biserică așa cum ești, nu stă nimeni lângă tine, parcă ești Lazar după 4 zile mormânt. Vino cum ești, nu contează, că Domnul te primește. Ei bine, frați și surori, când Domnul i-a spus lui Zacheu, coboară-te jos pentru că mântuirea trebuie să intre în casa ta, s-a pregătit Zacheu pentru întâlnirea cu Domnul? Când Bartimeu stătea la marginea drumului și Domnul spune, vino mai aproape, a făcut ceva Bartimeu ca să se apropie de Domnul sau nu? Dumneavoastră cunoașteți detaliile astea. Când Domnul era la distanță și îi spune lui Petru din barcă, coboară și vino la mine, vino, i-a spus Domnul, a făcut Petru ceva pentru a se apropia sau nu? Predicăm oamenilor o Evanghelie ușoară și când vin în biserică și le spunem, stai puțin, ai venit cum ești, dar de fapt tu trebuie să te schimbi acum, ei bine, frați și surori, prețul mare pe care trebuie să-l plătim noi, dacă vrem să predicăm împărăția lui Dumnezeu și să promovăm împărăția Lui, nu biserica noastră, este aceea să le spunem oamenilor, cu Dumnezeu nu te poți încoaca. La Dumnezeu nu poți să vii cum vrei tu. Nu numai decât cantitatea descrie originalitatea sau veridicitatea unei biserici. Biserica adevărată nu este biserica aia care are mai mulți oameni. Pentru că e biserică stufoasă, are ramuri mari, dar când te uiți toate păsările și toți cărbunii ies acolo. Și de asta întâlnești oameni care stau și în lumină și în întuneric. Mergi și la biserică și se închină și eu, mă, n-am nicio problemă să iasă în curtea bisericii, să înjure, să dea ghiotori, să-și aprindă țigara, să traverseze drumul și să închine pahare. De asta oamenii spun, e ok, atâta timp cât sunt în biserica mare, cu ramuri multe, e ok. Și te trezești cu tot felul de ciori în ramurile acelea. Când faci compromisuri de acestea, să nu te trezești ca biserica ta să fie una sfântă, în mijlocul căreia Dumnezeu să se simtă confortabil, ci trebuie să plătești un preț. Dacă ai făcut un compromis că îi chem pe oamenii în biserică, va trebui să plătești un preț mai mare, pentru că atunci când vei începe sfințirea, va trebui să iei măsuri radicale. Domnul să ne ajute să înțelegem aceasta. Amin? De aceea spuneți-le oamenilor pe care îi botezați, stați un pic, iată ce trebuie să faceți. Pentru că nu e suficient să pui numai temelia. Fă-ți calculul dacă poți să plătești prețul. Și turnul, construirea turnului durează atâta timp cât trăiești pe pământul acesta. Și mai mare rușine ca să torni temeria și să spui sunt al lui Iisus Hristos și sunt membru în biserica aceasta, dacă tu după aia nu mai poți să construiești nimic de temeria asta. N-ajungi decât de râsul tuturor celor din jur. De aceea sunt oameni în bisericile evanghelici care ajung de batjocura celorlalți nemântuiți, care arată cu degetul către ei și spun să mă pocăiesc ca ăla sau ca ăla sau ca ăla. Uite, a pus temeria cu 15 ani în urmă și el tot cu feștila în gură, tot cu paharul în buzunar și tot cu curviile și destrăbălările lui. Pentru că nu le predicăm oamenilor o evanghelie curată. De cele mai multe ori îi chemăm pe oameni și am mutat. Dumneavoastră puteți să verificați și știu că sunteți ca și creștinii aceia din Berea. Mergeți prin faptele apostolilor și vedeți dacă vreodată apostolii au predicat evanghelia pe care o predicăm noi. Știți ce predicăm noi? Primește-L pe Iisus Hristos. Nicăieri în Cartea Faptelor Apostolilor și în Epistole nu se predică așa ceva. Și în Epistole și în Evanghelie se predică următorul lucru. Crede în Iisus Hristos și primește Duhul Sfânt. Amin. Dar nu e așa că sună mai ușor să spun primește-L pe Iisus? Pentru că lucrul acesta e invizibil și nu prea se vede.
trebuie să ai credință în Iisus Hristos și să-L primești pe Duhul Sfânt. Și atunci ai acea energie și putere ca să torni temelia și de urmă să începi să construiești turnul și oamenii să se uite și să-ți vadă puterea mare a lui Dumnezeu în viața ta. Următoarea pildă este aceea a împăratului prudent. Are numai 10.000 de oameni și vine împotriva lui la război un împărat care are 20.000 de oameni. Iarăși detaliul acesta. Întâi stă și se gândește. Dacă nu stă și nu se sfătuiește, există o singură posibilitate. Și posibilitatea aceasta este descrisă în partea finală a versetului 32. Îi trimite o solie să ceară pace. Când trimiți solia să ceri pace, și noi știm acum că cel care vine împotriva noastră este diavolul și duhurile lui, acum din punct de vedere cantitativ, diavolul este mai numeros decât noi, prin toate duhurile pe care le poate manipula și de care se poate folosi. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune, când trimiți solie să faci pace, sarea nu mai este sare. Puterea de mărturie este pierdută. Și atunci biserica respectivă, armata respectivă, n-ajută la nimic. Nu mai este bună la nimic decât să fie călcată în picioare. Ce să facem? Facem pace? Facem ecumenism de dragul păcii și de dragul conviețuirii împreună? Acceptăm și dăm mâna și cu ăla care bulește pe Duhul Sfânt și pe ăla care nu crede în Duhul Sfânt și cu ăsta care vorbește în alte limbi și pe ăla care botează copiii mici și pe ăla care botează și pe morți? Facem pace de dragul unității? Nu! Noi nu facem pace cu diavolul. Pentru că dacă facem pace cu diavolul, ne pierdem gustul și suntem sare, care nu-i bună nici măcar să fie folosită ca îngrășământ. Ajunge ca pulberea pământului, bună doar la călcat în picioare. Și atunci, care este prețul pe care să-l plătim noi? Unitatea, frați și surori. În prima pildă, prioritățile. Stau bine și mă gândesc, pot să plătesc prețul pentru a isprăvi turnul? Îl plătesc și îl construiesc toată viața. Cei mai mulți renunță la construirea turnului nu pentru că n-au bani, ci pentru că nu sunt gata să-i plătească pe toți. Nu sunt gata ca să plătească tot prețul. În ceea ce privește pilda împăratului prudent, trebuie să urmărim unitatea. Deși suntem în inferioritate numerică, atunci când doi sunt împreună, ei sunt mai puternici decât toți ceilalți care sunt în afară. Slăviți să fie numele Domnului. Aș vrea ca să vă citesc din cartea Leviticului, de exemplu, să vedeți proporția și importanța unității. Levitic, capitolul 26, versetul 8. 5 din voi vor urmări 100. Asta înseamnă că 5 ori 20 fac 100. Dar dacă ar fi 100, ne-am așteptat să fie 100 ori 20, adică același factor comun, să fie 100 ori 20, cât să fie? 100 ori 20, să fie 2000. Dar Biblia spune altfel, 100 din voi, nu 2000, ci 10.000. Dacă sunt 5 care merg în unitate, 5 biebuiesc 100. Și factorul de multiplicare este 20. Dacă sunt 100 care sunt în unitate, puterea lor crește, nu prin înmulțire, ci crește exponențial, pentru că ei pot pune pe fugă 10.000, slăviți să fie numele Domnului. Iar dacă sunt doi, după vorba Domnului Iisus Hristos în Noul Testament, dacă sunt doi care spună și dacă sunt mai mulți care formează un singur trup, atunci cuvântul lui Dumnezeu spune, unul singur dintre voi ar pune pe fugă 1.000, slăviți să fie numele Domnului. De la 20 la 100 ajungi la 1.000. De aceea trebuie să căutăm unitatea. Dar ca să câștigăm unitatea, prețul pe care îl plătesc este mare. Și știi de ce? Pentru că prima dată trebuie să mă smeresc. Ca să fiu una cu cel de lângă mine, trebuie să mă cobor la nivelul lui. Trebuie să-l accept așa cum este. Trebuie să fiu îngătuitor, trebuie să renunț, dar de multe ori este greu să facem aceasta. Ne bucurăm din potrivă, din nefericire, ne bucurăm când celui de lângă noi ni se întâmplă câte ceva. Și pentru că nu înțelegem diferența dintre Vechiul Testament și Noul Testament, considerăm că i s-a întâmplat ceva rău, pentru că a fost numai decât ceva ascuns în viața lui. Și Dumnezeu, spunem noi, nici Dumnezeu nu l-a mai putut suporta, uitând de fapt că pe cine iubește, Dumnezeu îl trece prin încercări și tot îi dă lucrări de control.
dar îi dă lucrări de control potrivite cu nivelul la care este el. Noi așa ne gândim de multe ori. Ce bine ar fi Domnul ca să vină și să ne tot dea lucrări de control, noi după 40 de ani de pocăință să-mi dea lucrare de control de clasa întâia. Păi la 40 de ani de pocăință, Domnul vine cu un test pentru clasa 12, pentru nivel universitar. Domnul nu este lipsit de înțelepciune la cel care e în clasa 1 să vină cu un test de la clasa 12, iar la cel care este în clasa 12 să vină cu un test de clasa 1. De aceea, dacă dimensiunea și amplitudinea încercării pe care o primești de la Domnul este mare, dă-i slavă Domnului, pentru că nu ești așa cum te văd oamenii. Abia atunci, după măsura încercării, îți dai seama cum te vede Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Trebuie să urmărim unitatea. Și asta se face numai prin smerenie. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin? Deci priorități corecte și unitate. Dar unitatea începe de la smerenie. Niciunul să n-aibă o părere mai înaltă despre sine decât celălalt de lângă el. Niciunul să nu privească de sus pe cel de lângă el, ci dimpotrivă, toți să caute foloasele celorlalți. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin? Mai am doar 5-4 minute ca să vorbesc despre prețul pe care trebuie să-l plătească cei ce vor să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Și avem alte două pilde în Evanghelia după Matei, în capitolul 13, versetele 44 și versetul 46. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceasta. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Apare aici iarăși un detaliu pe care de multe ori îl trecem cu vederea, și anume, cumpără. Noi credem că totul e gratis. Împărăția lui Dumnezeu e gratis, mântuirea este gratis, viața veșnică este gratis, nimic nu este gratis. Pentru mântuirea mea, cineva a plătit prețul. Eu nu pot să-l plătesc. Și pentru că nu pot să-l plătesc, nici nu mi-l cere Domnul. Dar altcineva l-a plătit pentru mine. Pentru viața veșnică. Viața veșnică este darul lui Dumnezeu pentru mine. La mine ajunge fără să fie nevoie să-l plătesc. Dar cineva a plătit prețul acela. Pentru împărăția lui Dumnezeu, noi ne gândim că nu trebuie să plătim nimica. Ori în aceste două pilde găsim scris că sunt două categorii de oameni care găsesc împărăția lui Dumnezeu. Două categorii distincte și foarte diferite. În prima pildă, omul găsește comoara ascunsă fără să o caute. El nu caută comoară, el o găsește. Și când găsește comoara, ce face omul respectiv? Cumpără comoara? Nu cumpără comoara. Cumpără țarina care are comoara. În cea de-a doua pildă, diferența este alta. Omul acesta caută mărgăritare. Și când găsește mărgăritarul de mare preț, cumpără tot magazinul? Nu, dar ce cumpără? Cumpără numai mărgăritarul. Frați și surori, cele două categorii de oameni sunt următoarele. Cel care găsește împărăția lui Dumnezeu, fără să o caute, este copilul din familia mea, este copilul din familia ta, cel obișnuit cu plimbarea la biserică, cel obișnuit cu viața și cu mediul, cu atmosfera de la biserică, e atât de obișnuit încât el crede că dacă moare acum la 17 ani, are barbă și mustață, n-a încheiat legământ cu Domnul, el este mântuit, pentru că tata e păstor, mama e prorociță, ce știu eu, au mari și el e mântuit chiar dacă n-a luat botezul. Mulți sunt care cred lucrul acesta. Cel însă care găsește împărăția lui Dumnezeu, o găsește pe când se plimbă, nu că o caută el în mod deosebit și cu mare atenție, dar o găsește. Și atunci cumpără, vinde întâi tot ce are și cumpără țarina care are comoara aceea. Comoara este mântuirea, iar mântuirea este dată întregii lumi, este dată fiecărui om, este dată bisericii. De aceea, frați și surori, și prieteni, vreau să vă spun, nu se poate mântuire individuală și ascuns. Nu sunt oameni mântuiți care să stea acasă să se pocăiască, să se închidă într-un cadou de cristal și pentru că nu înțelegem lucrul acesta, avem mulți care vin ca și în Vechiul Testament. Odată pe an vin la biserică, vin odată pe an la Paște,
Vin o dată pe an la Crăciun, sau ce știu eu, de două ore pe an. Spunea cineva, eu la biserică am să ajung în viața mea numai de trei ori. Odată când mă însor, a doua oară când, nu, odată când mă botez, a doua oară când mă însor și a treia oară o să mă duc alții când o să mor. Ei bine, sunt oameni din aceștia care cred că pot ajunge în împărăția lui Dumnezeu, dar să aibă o viață sub acoperire. Nu există creștini sub acoperire. Ai cumpărat țarina în care are comoara. Iar Domnul Dumnezeu dă mântuirea întregii lumi. Și în lumea aceasta sunt grupări de oameni care se cheamă mântuiți. Ei și țarina și gruparea aceea de oameni, care e biserica în care se vorbește despre numele lui Iisus Hristos și mântuirea prin credința în numele Lui. Slăviți să fie numele Domnului! Cea de-a doua categorie este reprezentată de oamenii care caută împărăția lui Dumnezeu. Și merg ba la biserica ortodoxă, dar n-au pace și liniște. Merg la biserica catolică, merg la biserica penticostală, la biserica baptistă, merg peste toți, merg la schitul din, ce știu eu, unde a fost Daniel Sihastro, merg la prorocul din Maglavit, merg peste tot. Caută împărăția lui Dumnezeu. Și când caută mărgărit, când găsesc mărgăritarul acela de mare preț, dau tot ce au și cumpără mărgăritarul de mare preț. Iar mărgăritarul acesta de mare preț, de data aceasta, nu este mântuirea, ci este Iisus Hristos. Numai Iisus Hristos. Poate că sunt și alte perle de jur împrejur. Poate că sunt și alte mărgăritare. Dar numai unul singur este de mare preț. Vând tot ce au și cumpără mărgăritarul. Să-L ai pe Iisus Hristos. Fără alți sfinți de jur împrejur. Toți sunt strălucitori, toți au o viață evlavioasă, toți au trăit așa cum mi-ar place mie să trăiesc. Dar în ceea ce privește împărăția lui Dumnezeu, numai unul singur este mărgăritarul de preț. Și acesta este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Prețul pe care trebuie să-L plătească oamenii aceștia este unul singur. Să vândă tot ce au. Dar nu-i suficient numai să renunți la proprietățile tale. Nu-i suficient doar să vinzi tot ce ți aparține și pe care este trecut numele tău. În primul rând, trebuie să te vinzi pe tine însuți și să te dai lui Dumnezeu. Și abia atunci când Dumnezeu mă are pe mine, El automat are și tot ce am eu. Sunt atâți oameni care spun, eu îi dau lui Dumnezeu tot ce am eu, numai pe ei înșiși nu se dau. Și își păstrează exclusivitate. Îi întâlnim în toate bisericile oameni care spun mântuirea este, ce știu eu, congregațională, dar viața de credință, sau mântuirea este individuală, viața de credință este congregațională, sau mersul pe cale în urma lui Iisus Hristos se poate merge, dar eu mă pun deoparte acum pentru Domnul, eu sunt corban, nu merg nici la biserica cu tare, nici eu mă pocăiesc acasă, eu sunt mai pocăit decât toți pocăiții. Și din nefericire auzim oameni din biserică ce spun, că sunt în lume oameni care sunt mai pocăiți decât cei din biserica noastră. Asta nu e decât o mare înșelătorie. Ori fi oameni evlavioși, dar după voia lui Dumnezeu nu-i nimeni care stă departe de Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să fim gata să plătim și prețul acesta. Amin? Amin. Frați și surori, nimic nu-i gratis în ceea ce privește împărăția lui Dumnezeu. De aceea, vorbind celor dintr-o biserică în cartea Apocalipsei, Domnul Iisus Hristos le spune, tu spui că ai de toate și nu știi că ești gol, vino la mine și cumpără, pentru că eu am ceea ce îți trebuie. Eu am alifie pentru ochii tăi, am haină albă strălucitoare să-ți acoperi goliciunea, eu am alifie pentru urechile tale. Am aur curat care să te facă de valoare, nu numai în ochii mei, ci și în fața tuturor celor care privind la tine vor slăvi numele meu. Slăvi să fie numele Domnului. Acum vă întreb, sunteți gata ca să predicați o astfel de împărăție celor din jur? Să nu faci compromis. Să le spui oamenilor ce îi costă ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Să le spui oamenilor că nu se poate merge oricum în urma lui Iisus Hristos. Să plătești dorința ta, să renunți la dorința ta și la planul tău de a sluji într-o biserică mare, de a avea toate scaunile pline, să îți recunoști lucrarea pe care Domnul ți-a dat-o și să fii mulțumit în dimensiunea lucrării pentru care Domnul a găsit și ți-a acordat încredere. Ești gata să plătești prețul acesta?
Știi cât timp trebuie să-l plătești? O viață întreagă. Dar cine vinde și cumpără de la Domnul, cumpără ceva ce nu trece, ceva ce rămâne veșnic. Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să ne ridicăm cu toții în încheiere și aș vrea ca să vă provoc la o rugăciune. Aș vrea ca fiecare dintre voi să stați în cercetare și să vă întrebați înaintea Domnului, o, Doamne, oare nu cumva am vrut ca din țânțar să fac halmăsar? Oare nu cumva din zarzavat am vrut să fac un pom secoia? Oare nu cumva din ceva mic, nu m-am mulțumit eu numai cu atât așa, am vrut să umflu, am vrut să bag presiuni acolo, până când la un moment dat e posibil ca să și crape. Doamne, oare nu cumva mi se pare prea mare prețul pe care să-l plătesc? Am turnat doar fundația și de acum, Doamne, Domnul cu mila, Doamne, dă-mi putere, dacă am început lucrarea aceasta, să o duc până la bun sfârșit, Doamne, și să zidesc, Doamne. Oricât m-ar costa, să zidesc și să devin nu membru în biserică, ci să fiu ucenic al Tău, ca să pot să mă bucur de toate promisiunile pe care le-ai făcut ucenicilor Tăi. Așa cum stăm, haide să ne rugăm și să ne cercetăm împreună. Îți mulțumim, Doamne, și Te slăvim pe Tine. Îți mulțumim pentru dragostea și pentru cuvântul pe care l-ai spus în această seară. Îți mulțumim pentru modul în care, Doamne, ai făcut posibilă ca împărăția Ta să fie văzută de noi. Și este adevărat, Doamne, că de multe ori am căutat mai mult folosul nostru decât folosul împărăției Tale. Am căutat să avem noi biserica noastră plină în loc să căutăm oameni pentru împărăția Ta. Doamne, ne-am întristat când alte biserici au crescut. Doamne, am fost plin de invidie și de gelozie când am văzut că alți oameni mai mulți merg la alte biserici decât la biserica noastră. Doamne, am schimbat valorile de viață noastră, chiar că ne vedeam de mine aceasta și ajută-ne Dumnezeu ca să fim mulțumiți. Avem nevoie de fiecare clar. Ajută-ne să întâlnăm prețul, Doamne. Ne-ai chema să slujim într-o biserică. Îți mulțumim, Tu ne știi. Garantez biruința. În numele Lui Iisus Hristos ne-am rugat. Amin.